Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Reporter Special. O ediție dedicată Festivalului Internațional de Literatură, Interpretare și Traducere, care a fost organizat în 2013. Dacă vă întrebați de ce 2013, vă vom răspunde prin aceea că procurorii anticorupție au început să se intereseze, la rândul lor, despre modul în care au fost cheltuiți banii publici de către organizatori, în speță Muzeul Literaturii Române, instituție condusă de Dan Lung. Demersurile noastre jurnalistice s-au lovit de refuzul multor persoane implicate în acest festival de a sta de vorbă cu reporterii noștri. Unii din cei care au beneficiat financiar de pe urma Filit 2013 au părăsit România. Cu toate acestea, am reușit să adunăm cât mai multe date pentru o radiografie precisă a faptelor. În urmă cu 3 luni, într-o discreție totală, la Consiliul Județean s-au prezentat ofițeri anticorupție. Nu ar fi fost prima și nici ultima dată când aceștia băteau la ușa instituției publice. Am încercat să aflăm la ce servicii au mers. Nimeni nu a scos vreun cuvânt. După mai multe verificări s-a descoperit că au cerut acte contabile care vizau organizarea și desfășurarea Filit, ediția 2013. Punctul de plecare l-a constituit un raport al auditorilor externi de la Camera de Conturi Iași, act care a scos la iveală mai mult de nereguli în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. Mai mult, existența unui raport contabil întocmit de un expert autorizat a întregit circuitul sumelor vehiculate în jurul festivalului. Am încercat să intrăm în posesia unei copii a raportului de audit al Camerei de Conturi. Mi s-a spus că actul respectiv este unul care nu intră în categoria documentelor publice. Am solicitat Consiliului Județean o copie după raportul auditului intern ce viza ediția din 2013 a Filit și o copie după raportul expertului contabil. Mi s-a răspuns că aceste documente nu sunt de interes public, de parcă modul în care se cheltuie banii într-o instituție publică este strict secret. De la Serviciul Teritorial al Direcției Naționale Anticorupție ni s-a comunicat faptul că se fac verificări în acest caz. Doar verificări. Firește, ne-am întrebat, de ce oare atât de multă secretomanie în jurul organizării acestui festival, care a avut la dispoziție un buget mai mult decât generos? După analizarea documentelor puse la dispoziție de către Muzeul Literaturii Române, auditorii externei Camerei de Conturi Iași au ajuns la o concluzie deloc liniștitoare. Se constată un deficit de imparțialitate și obiectivitate în legătură cu câteva contracte încheiate între Muzeul Literaturii Române și terți în ceea ce privește organizarea ediției 2013 a Filit. Este scris în raportul cu pricina. Și să exemplificăm, Consiliul Județean a alocat suma de 2,2 milioane de lei pentru ediția din acel an a festivalului. Muzeul Literaturii Române a fost unitatea care s-a ocupat de toate amănuntele manifestării și, cum în jurul banilor s-au strâns destui care doreau să-și umple buzunarele, unele servicii au fost externalizate de către muzeu tocmai pentru a satisface dorința de înavuțire a doritorilor. Dar nu oricum. Legislația prevedea suma maximă pentru care nu era necesară o licitație, ci o încredințare directă a acestor servicii. Conform raportului Camerei de Conturi, s-a purces la gruparea serviciilor, astfel încât să nu depășească plafonul maxim. Pentru consultanța achiziții publice, contractul a mers la firma Ademis Impex. Societatea este controlată de Andrei Tabârcea, expert în achiziții publice și coleg cu unii liberali în alte firme. Suma contractată cu această societate a fost de 37.200 de lei. În acel an, conform site-ului Ministerului de Finanțe, firma lui Tabârcea avea o cifră de afaceri de 15.000 de lei. Auditorii Camerei de Conturi au descoperit că Muzeul Literaturii Române avea 2 angajați care se puteau ocupa de aceste achiziții publice. Unul dintre aceștia, George Cătălin Drâmbei, obținuse în decembrie 2010 certificatul de absolvire al cursurilor de expert achiziții publice. Cu toate acestea, Dan Lungu, directorul muzeului, a decis să plătească o firmă pentru munca ce ar fi trebuit depusă de angajatul instituției. Dacă e ceea ce spuneți dumneavoastră adevărat, acolo Curtea de Conturi nu contestă nici suma, nici atribuirea contractului, ci faptul că exista un muzeograf cu atribuții de, atenție, un muzeograf cu atribuții de achizitor care s-a ocupat de achizițiile instituției. Dar ceea ce a angajat Filitul este un achizitor pentru Filit, pentru proceduri PSAP, proceduri pentru care muzeograful cu atribuții de achizitor nu are atestat.
Am încercat să stăm de vorbă și cu Adrian Tabărcea. Am mers la adresa la care este înregistrată firma Demis Impex, fără niciun rezultat. Am încercat să-l contactăm prin intermediul foștilor colegi PNL, fără niciun rezultat. De altfel, nici Dan Lungu nu a fost de găsit la sediul muzeului. Angajații instituției ne-au spus ba că este plecat în delegație, ba că este la Consiliul Județean, ba că este într-o întâlnire, ba chiar că este pe teren la muzeele din subordinea sa. Am încercat să-l contactăm telefonic după ce am trimis un mesaj cu subiectul care ne interesa. Ne-a răspuns, susținând că este deja pe drum către un festival din Ardeal. Despre contractul cu Ademis, Dan Lungu a declarat că totul este făcut ca la carte. Nu spune nimeni că acest contract nu a fost, nici curtea de conturi măcar nu spune că acest contract nu a fost atribuit cum trebuie. Deci nu se pune problema, cum să spun, achiziționării sau atribuirea acestui contract, ci asupra faptului că ar fi putut fi făcut cu voluntari sau cu un muzeograf cu atribuții de achizitor. Și cum banii erau pentru toată lumea, Dan Lungu a semnat un contract cu PFA Gâlcă Anca Marinela în valoare de 9.600 de lei pentru asistentă manager proiect. Cu alte cuvinte, o secretară personală plătită cu peste 2.000 de euro. Firma este înregistrată în județul Vaslui. La numărul de telefon care este afișat pe site-ul Ministerului de Finanțe nu răspunde nimeni. De altfel, firma a fost dizolvată cu radiere pe data de 3 februarie acestui an. După cum susțin auditorii Camerei de Conturi, acest serviciu trebuia să fie atributul angajaților Muzeului Literaturii Române. Dan Lungu însă este de altă părere. Există un al doilea contract 2323 din 15.07.2013 cu PFA Gâlcă Anca Marinela în valoare de 9.600 de lei asistență manager proiect. Asistent manager, da, pe Filip. Da. Deci aici nu se pune de asemenea problema că n-ar fi fost atribuit corect. Deci procedurile au fost respectate. Problema pe care a ridicat-o Curtea de Conturi e, dacă nu cumva, secretarea instituției, care e o persoană deosebită, dar cu studii medii și fără să știe limbi străine, dacă secretarea instituției n-ar putea ea să facă asistent manager pe Filit, unde trebuie angajatul, trebuia cel care a luat Filitul, pentru Filit trebuia să știe trei limbi străine. Noi am contestat asta, suntem judecate în instanță și așteptăm să vedem ce spune instanța. Părerea mea că noi avem 100% dreptate. Auditorii Camerei de Conturi au menționat faptul că suma poate fi imputată organizatorilor Filit 2013, adică Muzeul Literaturii Române, prin directorul său, Dan Lungu. Strategia artistică și serviciile de divertisment ar fi trebuit să fie realizate de voluntari. De altfel, Muzeul Literaturii Române a încheiat un astfel de contract, numărul 1253 din data de 30 aprilie 2013, valabil până la sfârșitul acelui an, cu Corina Bernic. Toate bune și frumoase, dar Dan Lungu s-a gândit că tânăra poate câștiga ceva bani de pe urma festivalului. Așa că, în septembrie, a semnat un contract de această dată cu persoana fizică autorizată, Bernic Corina, pentru serviciile amintite, că doar nu dădea din buzunarul propriu. Același mod de operare a fost și în cazul lui Dan Lucian Teodorovici, un contract de voluntariat pentru serviciile de gestionare de relații și drepturi de autor, după care un contract cu PFA Teodorovici, având același obiect de activitate. În cazul lui Bernic, valoarea contractului a fost de 38.580 de lei, iar Teodorovici a încasat 38.600 de lei. În ambele cazuri, valoarea contractelor a fost cu puțin sub limita maximă impusă de lege pentru încredințare directă și s-au suprapus peste contracte de voluntariat. Cum? Ai voluntari, normal. Am avut 300-200 de voluntari la Filip. Unii i-au ajutat și pe alții să facă anumite lucruri. Normal că se suprapun. De exemplu, am avut voluntari care s-au dat în muzeu și au supravegheat expozițiile. Asta înseamnă că s-au suprapus cu munca muzeografului, că trebuie să dau muzeograf afară, fiindcă am un voluntar care face supraveghere în muzeu. Conform unei rețele de socializare, Corina Bernic s-a mutat în Berlin. Cât despre drepturile de autor, Dan Lungu este de părere că totul s-a făcut legal. Noi am avut vreo 5 contracte de voluntariat care s-au ocupat și au ajutat pe dreptul de autor. Deci nu e nimic ilegal în povestea asta să ai voluntari care fac lucruri asemănătoare. Nu înseamnă că au făcut aceeași treabă. Păi... Pentru că era foarte multă treabă, o parte ai exercitat-o, câte ceva ai făcut cu voluntarii. Deci nu e nimic ilegal în asta. Nu. Legea voluntariatului îți dă voie să faci asta și de asemenea am contestat în instanță și așteptăm să vedem ce spune instanța.
Tot voluntariat, plătit cu suma de 38.600 de lei, a prestat și Dan Viorel Daia. Contractul de voluntariat numărul 1036 s-a suprapus peste cel cu numărul 2324, semnat cu Muzeul Literaturii Române. Contract de încredințare directă a serviciilor pentru evenimente și monitorizare. La adresa la care este înregistrată persoana fizică autorizată Daia Dan Viorel, nu am reușit să stăm de vorbă cu nimeni. Dan Lungu are o explicație pentru contractele încheiate cu aceste persoane. Contract care, conform raportului Camerei de Conturi, nu ar fi trebuit să fie încheiate. În primul rând că acele contracte de voluntariat nu au niște rapoarte de activitate. Deci nici într-un caz nu se poate face dovada că voluntarul a făcut acea activitate. Asta ca să fie lucrurile limpezi. Și chiar dacă ar fi făcut acea activitate, nu e nimic ilegal. Nu e nimic ilegal să ai voluntari care ajută la o activitate. Înțelegem. Nu. Voluntarul... Ce înseamnă voluntariatul? Voluntariatul înseamnă că faci dacă vrei. Da, dar asta dacă înseamnă... Nu faci. Da, dar asta nu înseamnă... Atâta timp cât nu există, atenție, atâta timp cât nu există rapoarte de activitate ale voluntarilor prin care să dovedească că s-a făcut acea activitate, vorbim discuții. Vorbim discuții și nu prea, atâta timp cât concluzia inspectorilor este aceea că Muzeul Literaturii Române a fost prejudiciat cu sumele de bani amintite. Vorbim discuții și când vine vorba despre folosirea voluntarilor în organizarea și desfășurarea festivalului. Nu poți să folosești voluntari ca să scape de o cheltuială pe care trebuie să o facă o firmă sau un angajat. Păi, te folosești de voluntari, aproape 200 de persoane, ceea ce înseamnă că faci o economie financiară sau unora le încredințezi direct aceste servicii și atunci nu mai vorbim despre voluntariat, nici Dan Lungu nu mai știe ce să zică. Raportul Camerei de Conturi scoate în evidență și alte cheltuieli care ridică semne de întrebare. Astfel, pentru invitații străini s-a decontat suma de 155 de lei de persoană pe zi pentru masă, în timp ce invitații români au beneficiat de doar 13 lei pe zi de fiecare persoană. Masa a fost pentru toată lumea. Deci am mâncat cu toți, am avut tichete de masă, toată lumea a primit tichet. Deci, s-a dus cu acel tichet la restaurant și am mâncat. Ei, aici apare că decontarea pentru străini 5 zile, 50 de persoane, 155 de lei de persoană, pentru români 5 zile, 80 de persoane, 13 lei de persoană. Acolo probabil că, chiar nu știu la ce face referire. Îmi imaginez că n-am documentele în față. Îmi imaginez că suma pe care poți să o prevezi pentru invitații români și pentru invitații străini, s-a făcut o sumă totală, dar toată lumea a mâncat cu aceleași tichete. Nu am făcut diferență între autor român și autor străin, că trebuie să stea la masă. Ba, am plătit un lucru absolut neplăcut. De pildă, am fost eu și am mâncat cu invitații străini, da? Da. Și am recunoscut asta când a fost control și mi-a zis, îmi pare rău, dumneavoastră trebuia să plătiți masa. Deci eu, managerul filitului, trebuia să plătesc masa la tine. Dar nu sunteți invitat, nu sunteți cu diurnă în delegații. Deci eu în momentul în care merg cu Herta Müller la masă, Herta Müller poate să mănânce pe banii filitului, eu trebuie să-mi plătesc. Ok, i-am plătit, asta e. Una peste alta, Dan Lungu este de părere că nu a încălcat cu nimic prevederile legale și, de aceea, a contestat în instanță raportul Camerei de Conturi, dar și pe cel al expertului contabil. În tot acest timp, procurorii anticorupție au luat la puricat actele ediției 2013 a Filit. Procurorii vor decide dacă directorul Muzeului Literaturii Române a avut dreptate sau nu.